Vezi bucurie sufletelor dragi. Ne reîntâlnim astăzi pe tărâmul unui subiect pe cât de trist, pe atât de real, în care cu siguranță, dacă vom asculta și vom analiza puțin ceea ce vă spun, mulți dintre cei care v-ați obișnuit și vă mulțumesc să mă ascultați, vă veți regăsi. Aș vrea să știți că tema emisiunii de astăzi, blestemele moștenite, mit sau realitate, nu a fost aleasă întâmplător. Sunt foarte mulți oameni pe acest pământ care nu-și găsesc rostul. Sunt foarte mulți oameni triști care sunt pierduți în propriile mreji ale vieții și care nu înțeleg ce le lipsește și de ce ei sunt atât de triști și alții, cei care poate sunt mai păcătoși, mai necurați, mai nedrepți, o duc foarte bine. N-aș vrea ca să fiu înțeles paranoic și nici să fiu judecat de confrații mei, însă trebuie totuși să le spunem oamenilor ce anume moștenesc sau care sunt de fapt adevărurile ascunse în spatele unor povești triste în care oameni ce sunt blestemați din neam în neam și ei probabil nu știu cum își pot afla leacul și cum își pot găsi de altfel sursa de energie și de adevăr de care au nevoie pentru a se elibera de această moștenire genetică până la urmă, pentru că un blestem este moștenit genetic din neam în neam și dacă acest blestem tu nu l-ai descoperit sau nu l-ai conștientizat la timp, îți poate aduce în viața ta multă nefericire și mult haos. De aceea aș vrea pentru câteva secunde să vă analizați puțin propria viață și să înțelegeți cum subit anumite rude, frați, prieteni, soți, soții se îmbolnăvesc și sunt subiectul unor povești de dat la ziar, cum se spunea pe vremuri, pentru că la multe din suferințele pe care corpul le petrece și le parcurge, nu pot să explice nici medicii care sunt cauzele ce conduc omul într-o zonă de umbră și de nefericire. Cu siguranță am auzit de oameni fericiți, am auzit de oameni nefericiți și pe parcursul vieții am trecut sau am petrecut perioade vesele și perioade triste. Ce este, în schimb, de reținut? Faptul că acel dicton pe care l-am auzit de multe ori rostit, că nimic nu este întâmplător, nu este spus la voia întâmplării. Nimic nu este întâmplător, inclusiv astăzi, că voi ascultați o astfel de emisiune, care cel puțin, dacă v-a plăcut, să o țineți minte și să o împărtășiți cu prietenii, explicându-le că ați auzit astăzi vorbindu-se despre faptul că există blesteme pe care oamenii le moștenesc și dacă ați găsit ceva interesant și v-ați regăsit în ceea ce am spus și credeți că voi la rândul vostru sunteți subiect al unor astfel de suferințe, să încercați să le
evitați și de altfel să le tratați, pentru că ele sunt ca un virus nevăzut ce mănâncă din noi, din bucuria pe care ar trebui să o avem și deși avem de toate, parcă nu avem nimic. Am folosit un cuvânt de care poate unii nu și-au mai amintit de mult, bucuria. Sunt oameni care nici nu mai știu cum arată. Sunt oameni care nu mai cunosc acest sentiment nobil, care este născut din iubirea pe care Dumnezeu o poartă față de noi și de grija pe care noi o avem față de semeni. Mă refer la părinții care au griji față de copii, la copiii care sunt educați corespunzător și au grijă față de părinți. Am făcut o precizare pentru că la cum se prezintă lucrurile în lume, din ce văd eu, din vlăstarele pe care le văd acum, foarte puțini vor fi acei tineri care își vor respecta și își vor îngriji pe părinții, pentru că trăiesc într-o lume atât de virusată de păcat, încât ei fiind de altfel moștenitori ai voștri și voi fiind moștenitori ai unor blesteme pe care nu le-ați rezolvat sau nu vi le-ați dezlegat, vă veți da seama la un moment dat că aceștia se pierd de-a lungul vieții și nu-și găsesc rostul, așa cum mulți dintre voi v-ați pierdut și v-ați trezit singuri, părăsiți de soț, de soție, sau ați avut pierderi imense, mă refer la cei care până mai ieri derulau afaceri, derulau activități frumoase și astăzi sunt la pământ. Este într-adevăr interesant să vorbești într-un secol al luminii despre astfel de situații care par puțin așa de science fiction. Însă aș vrea să știți că nu sunt simple povești, sunt realități ale unor vieți pe care oamenii le trăiesc, unii dintre ei, chiar degeaba. Îți dai seama, după o anumită vreme, că te învârți într-un cerc din care nu știi cum să mai scapi. Și primul semn al moștenirii unor blesteme și al moștenirii genetice pe care voi îl puteți constata este evoluția sau involuția. Evoluția unor situații grave, în sensul de a te îmbolnăvi subit, tu, rudele tale, și nu știi să găsești răspuns la aceste suferințe, și involuția din punct de vedere material, oricât ai aduna, oricâți bănuți ți-ar trece prin mână, te trezești la un moment dat că ai rămas și dator și nu ți-ai rezolvat nici problemele care erau cele mai importante. Le cer scuze acelor credincioși care poate se simt deranjați de faptul că un cleric, un preot vorbește despre lucrurile acestea și poate nu se axează în conversațiile sau în cuvântul său pe partea strict dogmatică și bisericească. Însă eu încerc, iubiții mei, să vă învăț și să pansez răni ale sufletului care sunt deschise și totodată să vă învăț ce înseamnă cu adevărat să-L iubești pe Dumnezeu și să-L slujești. Pentru că tocmai ce trecuse ziua lui Eminescu, Eminescu avea niște versuri atât de frumoase că e ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune. Prin ceea ce vă spun,
Eu vorbesc despre realitățile pe care voi le treceți și le parcurgeți și pe care poate nu le-ați conștientizat pentru că v-ați obișnuit cu răul. Și un om care se obișnuiește cu răul are impresia că așa trebuie să-i fie viața lui. Să știți că nu este așa. Se poate trăi frumos, se poate trăi în armonie cu Dumnezeu și cu Universul și cu Sfinții Săi. Voi, dragii mei, credeți că degeaba v-am vorbit atât de mult despre Sfinți, indiferent cum se numesc? Voi credeți că întâmplător acești Sfinți minunați, de care ați aflat prin gura mea, a unui păcătos, s-au vădit pentru a fi cunoscuți și la rândul lor să vă fie de mare folos și ajutor? Și vă spun că nu. Nimic din ce se întâmplă în acest univers, din tot ceea ce trăim și experimentăm, nu se întâmplă fără voia și știrea lui Dumnezeu. Întotdeauna vor exista oameni care vor aprecia, vor mulțumi și vor da slavă lui Dumnezeu pentru că există astfel de emisiuni și totodată vor exista oameni care vor blama, care vor comenta și vor râde și culmea că acești oameni care blamează și vorbesc urât și care poate comentează și faptul că eu realizez astăzi emisiuni pentru sufletele voastre, deși spun că îl iubesc pe Dumnezeu și îi slujesc lui, adevărul nu este în ei, pentru că le amintesc acelora și vă rog să le spuneți că Sfântul Ioan spune atât de frumos: cel ce spune că îl iubește pe Dumnezeu și își urăște sau vorbește de rău aproapele este un mincinos și adevărul nu este în el. Să știți că mi-am dat seama pe parcursul anilor de emisiuni pe care vi le-am dăruit și pe care vi le dăruiesc, că este mult mai apreciată partea aceasta de lume care exprimă prin expuneri păcate. N-am auzit pe nimeni comentând atunci când se fac reclame la whisky, la băuturi, la țigări, la plăceri carnale, dar cu siguranță am întâlnit și am auzit multe bârfe și răutăți îndreptate împotriva acestei emisiuni de suflet pe care eu vă dedic și vă dăruiesc în fiecare seară și vă mulțumesc acelora care scrieți și îmi spuneți: părinte, eram foarte trist și prin emisiunile dumneavoastră am reușit să scap de suferință. Nu eu v-am eliberat de suferință. V-au eliberat de suferință Sfinții în care voi ați început să credeți și de care nu v-ați îndoit. Pentru că aș vrea să ating un element extrem de important care ține până la urmă de un secret al Universului, că fiecare om este în viață ceea ce crede și ceea ce vrea să fie. Câtă vreme vei râde, vei batjocori, vei judeca și mă vei analiza pe mine ca om, să nu uiți înainte de toate, iubite creștine, indiferent cum te numești, că cel care îți vorbește ție este purtător de har, este purtător al Duhului Sfânt primit printr-o taină sfântă și indiferent pe care preot îl vei vorbi, pe care episcop, maică, judecata lui Dumnezeu va fi într-un anumit moment al vieții tale și pentru tine rânduită și în loc să fii cu demnitate și cu bucurie în fața judecătorului, vei fi probabil judecat pentru gândurile rele și răutatea pe care nu ți-ai putut-o abține și nu te-ai putut lepăda de ea.
vorbeam despre secretele care stau ascunse în spatele cuvintelor, aducându-vă aminte de ceea ce spunea Hristos atunci când vindeca bolnavi. Iisus Hristos, înainte de a-i vindeca, le punea o întrebare simplă. Credeți voi că eu vă pot vindeca? Și răspundeau oamenii plini de bucurie, de încredere. Credem, Doamne, ajută necredinței noastre, ajută necredinței mele. Și nu de puține ori am auzit cuvântul pe care Hristos l-a dat și l-a mărturisit spunând, credința ta te-a mântuit. Sunt oameni care gândesc diferit de ceea ce simțim noi. Nu trebuie să-i judecăm, trebuie doar să-i facem să înțeleagă că acel dicton de nimic nu este întâmplător, este aplicabil și lor. Vorbindu-vă despre sfinții, mărturisitori în cer, sunt mii, iubiții mei, sunt mii de sfinți care ocupă acest cer înstelat și stau lângă tronul lui Dumnezeu. Însă, vedeți, fiecare sfânt are o ascultare a sa și are un drum pe care îl parcurge pentru a fi de folos celor care suntem în suferință sau apelăm la ei. Și mă refer la cei care sunt sfinți ajutători ai celor bolnavi. Ați auzit de ei, de sfinții Pantelimon, de sfinții doctori, de Sfânta Agnia, sfânta care prin ajutorul lui Dumnezeu și prin voia ei cea sfântă și-a ales acest micuț colț de rai, Biserica Sfânta Maria, unde părticică din mâna ei este pusă la închinare. Ne întrebăm oare ce pot face sfinții pentru noi? Și răspunsul, cred că mulți dintre cei care îmi ascultă acum această emisiune l-au primit deja. Vă deschid drumuri blocate. Vă trimit în cale oameni de care voi aveți nevoie și ei au nevoie de voi. Pentru că știți cât de mult contează? Că atunci când ești bolnav, să întâlnești medicul care te poate ajuta să te faci bine. Medicul este totuși cel care pansează și Dumnezeu este cel care vindecă. Însă există un medic al trupului pe care tu îl vezi, îl simți și comunici cu el și există un medic al sufletului pe care tu nu-l vezi, care te doare sufletul când doare plânge și care are la rândul lui un medic acest suflet, un sfânt pe care tu ți l-ai ales ocrotitor și păzitor. Faceți acest exercițiu de a vă chema sfinții în ajutor, de a o chema pe Sfânta Cecilia în ajutorul celor care vor să se căsătorească, pe Sfântul Nicolae, de a-l chema pe Sfântul Pangratie în ajutorul celor care vor să se dezlege de blocajele minții și a greutăților acestei vieți. Să-i chemați pe sfinții care vin și sunt lângă voi în momentele triste, indiferent cum se numesc, pentru că această țară este o țară binecuvântată de Dumnezeu, că iată, părticele din sfinți au ajuns la noi și noi îi putem cinsti, îi putem căuta și le putem mulțumi pentru darurile și ajutorul care ni l-au dat. Sunt rezervat în multe din experiențele și minunile pe care le aud și pe care Sfântul Pangratie le-a făcut inclusiv cu mine. Nu vreau să vorbesc pentru că, în primul rând, aceste emisiuni nu sunt ascultate doar de oameni cu bună credință și cu credință. Sunt ascultate și de cei care vor să găsească motive
ca să poată denigra și pângări ceea ce Dumnezeu a îngăduit, ceea ce Dumnezeu a vrut și ceea ce Dumnezeu vrea ca în viața voastră să țineți minte ce vă spun sfinții, să vă ocupe golul sufletului vostru. Nu există om perfect, indiferent cine ai fi, iubite frate sau soră, iubite creștine, indiferent cum te numești și ce funcții importante deții, nu uita că sunt doar o legitimație și o recunoaștere temporară de care beneficiezi acum, însă să nu uităm înainte de toate că suntem oameni și câtă vreme suntem oameni, nu știm ce aduce ziua de mâine, ce război, ce boală a trupului, ce ispită poate să încerce viața noastră și să îi dărâme tot farmecul și visul pe care noi l-am proiectat într-un viitor la care nu ne-am fi gândit că cineva sau un anumit fenomen al naturii ne poate tulbura liniștea. De aceea vă învăț să trăiți în pace și în armonie. Sfântul Serafim de Sarov spune atât de frumos: trăiești, iubite creștine, în pace, sau trăiește în pace și construind pacea, multe suflete vei mântui în jurul tău. Eu nu încerc decât să vă aduc pace în sufletele voastre, să vă învăț să renunțați la ceea ce este de fapt unealta diavolului, la frică. Frica este pentru cei care nu l-au pe Dumnezeu în inim, în suflet și în viața lor. S-a dovedit de-a lungul vremii că cei mai puternici oameni care au părut neînfricați erau de fapt cei mai fricoși. Noi, câtă vreme îl avem pe Dumnezeu în viața noastră, câtă vreme în sufletul nostru, vom completa golul pe care îl simțim, pe care l-am cunoscut, pe care l-am experimentat și îl trăim. Cu rânduiala creștină, ce este regăsită de fapt în șansa pe care fiecare om creștin o are de a se mărturisi, de a spovedi păcatele și de a se împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Eu nu vă doresc decât să aveți parte de tot ceea ce este frumos, să aveți parte de sănătate, să vă binecuvinteze Dumnezeu casa și familia voastră și să vă amintiți în rugăciunile voastre să vă rugați și pentru mine, pentru că nu este deloc ușor să asculți durerile, suferința oamenilor și nu că n-ar fi alți duhovnici minunați pe care voi, iubiții mei, îi aveți în parohii, îi aveți aproape de casă, preoții care sunt rânduiți să vă păstorească, ci pentru că atunci când veți spune rugăciunea și vă veți aminti de cei care v-au învățat ce anume să faceți pentru a vă izbăvi de rău, să vă amintiți și de mine, păcătosul, preotul care vă vorbește astăzi cu atâta drag și cu atâta prețuire. Iubiții mei, ce trebuie să știm, că în viață lucrurile se întâmplă pentru că ele sunt rânduite de Dumnezeu ca lecții. Dar această lume este împărțită în mai multe lumi. Există o lume a celor de vibrații joase, a celora care tot timpul vor avea ceva de comentat despre voi, tot timpul vor găsi motive de judecată și tot timpul acei oameni vă vor găsi prilej
de blamare, de indignare și de a vă supăra, pentru că aceștia, deși vorbesc de Dumnezeu, nu îl poartă în sufletul lor. Apoi, cei care îi avem în jur și pe care îi considerăm prieteni, veți constata de multe ori că prietenii, cu ghilimele, cei care par cei mai afectați, cei mai direct implicați în viețile noastre, sunt primii care ne trădează și ne părăsesc la nevoie. Și ne punem întrebarea atunci, cine este aproapele nostru? Aproapele nostru, iubiții mei, este Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului. Aproapele nostru este Îngerul păzitor și Sfinții pe care noi i-am ales și pe care îi alegem de-a lungul vremii să ne fie ocrotitori, păzitori ai casei și familiei noastre. Aș vrea să vorbesc puțin despre legăturile moștenite, despre blestemele care, iată, noi poate le purtăm fără voia noastră și cel mai frecvent ascultat de la oamenii care vin să se plângă este blestemul de mamă. Sunt multe mame care și-au blestemat copiii. Sunt mulți părinți care și-au drăcuit odrazele lor. Și blestemul de mamă și de tată, să știți că se prinde. Iar acel copil, de-a lungul vremii, va realiza și va înțelege că dacă viața lui este atât de tristă, cauza tristeții are un efect și efectul o cauză, și atunci va trebui, dacă mama mai este în viață, aceasta să-l dezlege. Iar dacă nu mai este, atunci să caute preotul duhovnic, să caute mentorul spiritual pe care îl are și să-i ceară să-i se citească dezlegarea blestemelor de neam. Blestemul de neam. Știu că este trist să asculți și te întreb, oare chiar există? Vă spun, credeți-mă că există. Dacă ar fi să vă povestesc câte văd, câte aud și câtă suferință este astăzi ascunsă în sufletele oamenilor, ați plânge nopți la rând fără să vă puteți opri din plâns. Suferința este îngăduită de Dumnezeu tocmai pentru îndreptarea noastră. Doar că ce nu înțelegem noi? Că nu suntem atât de bine pregătiți ca să facem față momentelor prin care astăzi trecem și că avem nevoie de ajutor. Iar ajutorul îl primim de la Sfinții pe care îi chemăm în rugăciune, citindu-le acatistul, și de la jertfele și milostenia pe care o facem, ajutându-i pe cei care au nevoie de noi să primească părticica de bucurie și de dar pe care noi o dăm spre folosul lor, spre folosul bisericii, spre folosul construcției unui spital sau a Catedralei Mântuirii, așa cum vi se cer de către părinți ajutor pentru a construi acest edificiu ce va rămâne în istoria acestui neam. Noi am realizat multe lucruri frumoase. Cei care ați trecut pragul bisericii, bisericuței noastre, Sfânta Maria, ați văzut lucruri frumoase și minunate.
Ați întâlnit acolo sfinții, pe Sfântul Pangratie, pe Sfânta Agnia, pe Sfânta Lucia, pe Sfântul Emidio, și prin bunăvoința lui Dumnezeu îi așteptăm și pe ceilalți sfinți care vor rândui să ajungă și să poposească la noi. Dar nu uitați că fiecare sfânt are povestea lui și are rolul lui în viața fiecărui om care crede și care nu se îndoiește. Vorbim de Sfânta Lucia, aducătoare de lumină. Oare poți să reușești în întuneric dacă n-ai lumină? Eu vă spun că nu. Ai nevoie să ți se lumineze calea și drumul vieții. Apoi ai nevoie de sănătate ca să te poți bucura de ceea ce ai realizat. Ai nevoie de iubirea din familie, unde prin Sfânta Cecilia, Sfânta muzicienilor și totodată a familiei, ți-o poate aduce, iubite suflete. Ai nevoie de liniște, de pace și de împlinire prin puterea și rugăciunile Sfântului Pangratie și nu numai a lui, a tuturor sfinților pe care voi aveți ocrotitori și oblăduitori. Și ai nevoie de un păzitor al casei tale. La vremuri grele, la încercări și la momente de supărare, toți acești sfinți de care eu v-am vorbit, fiind de altfel prin voia lui Dumnezeu, hrăziți să aducă pace și bucurie sufletelor noastre. Voi încheia această emisiune rugându-ne împreună, așa cum ne-am obișnuit, rostind rugăciunea Tatăl nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute și să vă înțelepțească, dragii mei. Doamne, ajută să ne reîntâlnim cu bine.